Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica a treia din Sfântul și Marele Post, zi în care Biserica noastră ne pune înainte cinstirea Sfintei Cruci și urmarea lui Hristos în drumul mântuirii noastre. Acum, la jumătatea postului, se ridică crucea lui Iisus Hristos, care cu brațele ei ne îmbrățișează pe toți, ridicându-ne să privim înainte spre lumina învierii. Și precum un călător ostenit în cale, ajungând la un copac umbros, se oprește ca să se odihnească, tot așa și noi facem un popas duhovnicesc lângă Sfânta Cruce, cugetând la mulțimea și adâncimea tainilor pe care le ascunde ea. Până la întruparea Domnului, crucea lucra în lume numai prin umbre și închipuiri. Iar de la înălțarea Domnului pe cruce, ea s-a sfințit, a primit puteri dumnezeiești, s-a umplut de daruri, a devenit scară către cer și steag de biruință a creștinătății. Din clipa când crucea ca o mamă l-a purtat pe Hristos pe brațele ei și l-a arătat îngerilor și oamenilor, din clipa aceea crucea a devenit iubirea lui Dumnezeu fără de margini, prin care se înfăptuiește începutul unei noi legături de viață între Dumnezeu și om. De aceea ne închinăm ei cu frică și cu bucurie, fiindcă este semnul împăcării noastre cu Dumnezeu, este semnul creștinilor. Dacă privită omenește, crucea este o osteneală, este suferință, luptă împotriva răului, ispășirea păcatelor, apoi prin răstignirea și moartea sa, Domnul a dat un nou sens crucii. Crucea nu este semn de moarte, ci este semn de viață și de înviere. Crucea ta, Doamne, viață și înviere pentru poporul tău este. Așa cântă biserica la sfintele slujbe. De necazul și de moarte fizică nu scăpăm aici pe pământ. Crucea nu poate fi ocolită. Fiecare trebuie să-și ducă crucea sa. Dar acum crucea nu mai este spaimă, ci o primim cu bucurie, este darul cel mai scump pe care îl face Hristos prietenilor săi. Crucea este putere și întărire în greutățile vieții. De aceea mucenicii așteptau și primeau cu multă bucurie chinurile, știind pe cuvântul Apostolului că pătimirile de acum sunt nimic față de bunătățile ce sunt pregătite în ceruri. Iar cuvioșii și pusnicii se nevoiau cu bucurie, zicând că puțină este osteneala și veșnică bucuria. Deci crucea este semnul dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Fiind sfințită cu sângele lui Hristos, crucea are însăși puterea lui Hristos. Prin ea a fost omorâtă moartea și biruit iadul. Prin ea a fost liberat de tot păcatul neamul omenesc. Crucea este astfel darul cel mai de preț pe care ne l-a dat nouă Hristos. Când a rânduit Domnul Sfânta Euharistie la cina aceea de taină, a spus ucenicilor, să faceți aceasta într-o pomenirea mea. Când s-a răstignit pe cruce, El ne-a dăruit crucea. Aceasta s-o aveți în amintirea mea, în amintirea dragostei mele pe care mi-am dat viața pentru voi. De aceea și voi, Mântuitorul, să moară răstignit pe cruce, cu brațele întinse, ca să ne arate că El de-a pururi stă cu brațele deschise, gata să ne cuprindă, să ne îmbrățișeze dacă ne întoarcem la Dânsul. Ne însemnăm mereu cu semnul Sfintei Cruci ca să ne sfințim și să ne întărim, dar ca să ne izbăvim de primejdii și de ispite. Căci crucea risipește uneltirile diavolului și ne păzește de lucrarea celui rău,
creștinia biruită este arma crucii. De la naștere până la moarte și până la învierea de obște, toată viața creștinului este umbrită de Sfânta Cruce. Nici o taină bisericească nu se săvârșește fără Sfânta Cruce. Necontenind ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci la culcare, la masă, la lucru, când ne rugăm, acasă sau la biserică, pretutindeni, o purtăm la piept toată viața, ne însoțește la groapă și ne străjuiește la mormânt. Pentru că nicăieri și niciodată, nici vii și nici morții, nu ne putem lipsi de Sfânta Cruce. Crucea este steagul de nebiruit al creștinătății, care revarsă peste toți nenumăratele daruri și puteri dumnezeiești. Este primul prestol pe care s-a jertfit Hristos între biserică și altar, adică între pământ și cer, între om și Dumnezeu, săvârșind astfel prima sfântă liturghie ca Mel și Mare Arhiereu. Pe de altă parte, crucea este simbolul suferinței în această viață pentru Dumnezeu, pentru dreptate, pentru viața de veci. Iar calea crucii este singura cale pe care trebuie să mergem pentru a ne întâlni cu Hristos, după cum tot El ne îndeamnă. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Pe această cale a mers mai întâi El însuși, ducând crucea și suferind pentru noi. Întreaga viață liturgică este marcată de prezența Sfintei Cruci. În dublul ei aspect, spiritual și material, Sfânta Liturghie începe cu binecuvântarea treimică în chipul Sfintei Cruci. Ca mărturisire a rolului ei în realizarea comuniunii cu cerul, toate binecuvântările se fac cu semnul Sfintei Cruci, iar în Sfântul Altar, Sfânta Cruce cu Sfânta Evanghelie stau mărturia Golgotei și Sfântului Mormânt, izvor al învierii noastre. De locașul de închinare de pe Sfânta Masă, Sfânta Cruce trece în viața creștinilor. Din baia botezului și a ungerii cu Sfântul Mir și până la mormânt, Sfânta Cruce marchează etapă cu etapă, ca o scară către cer, creșterea noastră duhovnicească, apărându-ne de primejdii și întărindu-ne în lupta cu ispitile și păcatele. Semnul Sfintei Cruci este cea mai simplă rugăciune, care însoțește alte rugăciuni. Atunci când creștinul se închină și cere ajutor la Dumnezeu, fiind încredințat că acest semn al biruinței, sfințind prin jertfa lui Hristos, își va revărsa puterea ocrotitoare și asupra lui. Prin Sfânta Cruce se preamărește Dumnezeu și îi se aduce mulțumire. Ba mai mult, prin acest semn, noi ne dăruim lui Dumnezeu, plinind astfel cea mai aleasă rugăciune. Pun pecetea treimii prin cele trei degete, pe fruntea mea, sălașul minții și o încredințez lui Dumnezeu. Astfel ea va fi ferită de săgețile vicleanului. Împecetluiesc apoi inima sălașul sentimentului și al iubirii, pe care o îndrept tot către Creator. Dăruiesc apoi lui Dumnezeu și puterile mele trupești, simbolizate prin umeri, atunci când însemn și pe ei cu pecetea Sfintei Cruci. Căci prin semnul Sfintei Cruci ni se dau darurile Duhului Sfânt, se alungă orice putere demonică sau ispita celui rău din viața credinciosului. De la această mare minune a răstignirii Domnului pe cruce, ea a devenit păzitoarea toată lumea, frumusețea bisericii, întărirea credincioșilor, lauda îngerilor și rană diavolilor. Dacă atâtea daruri ne adus ne vin prin Sfânta Cruce, care creștin se va rușina de cruce? Dacă crucea este semnul lui Hristos și darul cel mai de preț pe care El l-a dăruit prietenilor săi, semn de putere și de sfințire, care creștin se va mai lipsi de Sfânta Cruce? Că sunt creștini care se jenează să se însemneze cu Sfânta Cruce,
Alții o socotesc semn de batjocură, cum fac sectarii. Alții neglijează să o poarte la pieptul lor. Unii se rușinează să o facă de ochii oamenilor, iar alții o fac dar repede și strâmb, ca pe o fluturare spre a lor o sândă. De aceea să fim atenți astăzi mai mult ca oricând, întrucât crucea a avut dușmanii ei și parcă astăzi se înmulțesc. Să o cinstim din inimă, să ne închinăm ei, să o iubim, să o apărăm cu toată credința și cu toată viața noastră. Nu putem cunoaște un imn mai frumos închinat Sfintei Cruci decât cel al Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice: Crucea este nădejdea creștinilor, învierea morților, călăuza celor deznădăjduiți, mângâierea celor săraci, frâul celor bogați, pierzătoarea celor mândri, pediapsa făcătorilor de rele, apărătoarea fecioarilor, sfătuitoarea iubitorilor de dreptate, liniștea celor întristați, doctor celor bolnavi, pâine celor flămânzi, izvor de toată înțelepciunea și acoperământ celor goi. Iubiți credincioși, aceste puține cuvinte ce le-am spus ne vor ajuta să înțelegem și mai bine pricina pentru care s-a rânduit prăznuirea Sfintei Cruci în mijlocul Sfântului și Marului Post. Sfinții Părinți arată că după cum pomul vieții era sădit în mijlocul Raiului, tot așa în mijlocul Postului Mare este prăznuită și sărbătoarea Sfintei Cruci. Și pentru că datorită neascultării și neînfrânării, pentru că nu au postit și nu au ascultat de Dumnezeu, protopărinții noștri Adam și Eva au pierdut Raiul, au pierdut pomul vieții, noul Adam Iisus Hristos, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce de Tatăl cel Ceresc, ne-a readus pomul vieții. El însuși fiind pomul vieții, care ni se dăruiește în Sfânta Împărtășanie. De aceea Sfântul Isaac Sirul spune că pomul vieții era Hristos și acum l-a câștigat prin Sfânta Ioharistie, în centrul căreia se amintește și se actualizează crucea, jertfa, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ostenirile postului sunt un fel de răstignire, însă, aducându-ne aminte de răstignirea și patimile Domnului pentru noi, ne îmbărbătăm și ne mângâiem. Dacă Hristos a răstignit pentru noi, El cel Sfânt și nevinovat, cu cât mai mult suntem datori noi să ne răstignim împreună cu El, ca să și înviem și să ne preaslăvim împreună cu El. Postul este amar, dar după cum Moise arunca lemnul în mijlocul apelor amare din pustie și le-a îndulcit, tot așa și amărăciunea postului se îndulcește cu puterea Sfintei Cruci. Toate virtuțile, dacă le are cineva și nu știe ce este înfrânarea, nu cunoaște asceza, acela le pierde rând pe rând pe toate, devenind un fiu risipitor. Și dacă nu, cumva pierde și drumul de întoarcere acasă. Este și aici cazul să spunem că Dumnezeu nu ne-a cerut să postim ca să ne asuprească sau ca să ne oprească de la ceva care ar fi folositor vieții, ca să limiteze bucurile vieții, ci El a rânduit și cere celor ce iubesc să urmeze această școală a înfrânării din dragoste pentru om, din dragoste și prețuirea vieții noastre trupești și sufletești, din iubire părintească față de noi fiii Săi, care nu întotdeauna cerem ce ne sunt cu adevărat folositoare. Lăcomia este un mare dușman al omului, un nesecat izvor de o travă, iar înfrânarea, postul, sub toate formele lui, o mare barieră la marginea unei prăpăsti, lângă care ne aflăm adeseori, o mare binefacere și o mare dascăl pentru noi creștini, o mare virtute. În vremea postului, lupta cu vrăjmașul este tot mai înverșunată și avem nevoie de mult ajutor. De aceea și stăpânul oștirii duhovnicești, Hristos, ne trimite crucea sa ca armă nebiruită
de care se îngrozește, se cutremură viclenii draci. Crucea este semnul sceptrul lui Hristos. Și precum altădată împărații care mergeau undeva își trimiteau înainte sceptrul și steagurile ca semne vestitoare, tot așa și împăratul Hristos, învrând să ne vestească apropiata sa sosire, biruința cea mare asupra morții, bucuria și slava învierii, ne trimite înainte sceptrul său, crucea, ca să ne bucure, să ne pregătească pentru marea sărbătoare care se apropie. De aceea, astăzi, la Sfânta Liturghie, Biserica cântă Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o slăvim. Ne închinăm la Sfintele Patime ale Domnului, dar slăvim și ne bucurăm de învierea sa care se apropie. Iar la scoaterea Sfintei Cruci, Biserica ne îndeamnă, veniți, credincioșilor, să ne închinăm lemnului celui de viață făcător, pe care Hristos Împăratul Slavei, întinzându-și mâinile, ne-a înălțat la fericirea cea din tâi. Veniți, credincioșilor, să ne închinăm lemnului prin care ne-a învrâncit, a sfârmat capetele nevăzuților vrăjmași. Iubiți credincioși, viața noastră pământească este scurtă și amăgitoare. Și din pricina păcatului, mântuirea se agonisește cu greutate. Faptele bune se săvârșesc ca nevoie. Viața omului pe pământ este presărată cu necazuri și suferințe și se încheie cu moartea. Și fiindcă omul a folosit crucea ca unealtă de tortură și de moarte, în timpurile vechi răstignirea pe cruce era o pedeapsă obișnuită și una din cele mai grele chinuri, de aceea și crucea a devenit semn de suferință, de osândă și de moarte. Mântuitorul spune ucenicilor săi, în lume necazuri veți avea, iar apostolul zice, căci cu multe scârbe se cade a intra în împărăția cerurilor. Pe calea mântuirii de aici tot omul trebuie să-și ducă crucea vieții sale, pentru că fiecare om are o cruce, potrivit cu viața și încercările ei. De aceea și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune, cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și așa să murmeze. Cuvântul lui cheamă, nu silește, face apel la voința și la conștiința noastră. Să începem așadar, iubiți credincioși, de astăzi înainte o viață mai plăcută lui Hristos. Să-i mulțumim pentru jertfa dragostei lui față de noi păcătoși, căci pentru noi a murit. Să ne însemnăm cu Sfânta Cruce, cu credință și bucurie și să o purtăm la piept cu dragoste ca pe darul cel mai scump. Să părăsim păcatele ce ne orbesc și ne ucid sufletul și să ne reîntoarcem la Hristos, căci nu-i de ajuns să facem o Sfântă Cruce și să spunem un Doamne ajută. Ni se cere o profundă înnoire duhovnicească, o schimbare a vieții. Ni se cere să aruncăm de pe ochii sufletului tina patimilor de până acum, spălându-ne la apa pocăinței, la baia spovedaniei, apoi să intrăm sub ascultarea lui Hristos și a Bisericii, pe care a întemeiat-o pe pământ și să zicem, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Amin.